Salutare fraților și bine ați venit la un nou clip pe canalul nostru de YouTube. Azi vom continua meciurile de la Weekend League și vom testa o formație nouă. Este vorba despre 4-3-3, a cincea variantă. Eu n-am jucat 4-3-3 în FIFA, n-am fost niciodată un fan, dar am văzut niște tactici pe internet și dacă funcționează bine, la final de clip o să le share-uiesc cu voi. Înainte de a începe, nu uitați de like, de coment și de share, dacă e posibil. Să trecem la treabă. Și subscribe! Marquinhos ăsta nou, Rafa Márquez, cap de Vila, Nakata, Lovairan, Neymar roșu, Walker, Rudy Voller. Oh, mamă. Băi, ce se întâmplă weekendul ăsta, mă, adversari puternici. Bare. Ah. Doi la zir, doi la zir. Rich quick. Bun. A avut el formație bună, dar nu. Dan Armeanca. Ieșinu, poartă. Cordoba, Lucio, cap de Vila, Mascherano. Alofaran din Natalia. Mamă, numai Hiros și Aică n-are în echipă. Abedi, Pele. Băi, oameni buni. De unde au toți echipele astea? Un player loc ca la carte. Penalti. Ușor, ușor. Ușor, Lucio. Lucică. Lucică. Cine bate, mă, Smolare? Hai că... Nu cred că mi-a ghicit colț. Bă, nu mai știu să bat penaltiuri. Nu! Uite ce se întâmplă după penalti ratat. Haide! Da-mă, tată, player lock! Player lock! Dacă nu scriem acum, era beleacă. După penaltiul ăla ratat, știți ce vine. Alo? Nu, băi, Iașin, ce gol mi-a refuzat. Alo, Vairan? Da, mă, tată, mă. O fază compusă din două acțiuni ale... Hai cu rage quit-ul. Nu? Uite să vadă ce formație jucăm și bagă constant pressure. Nu, nu, putea fi 4-0. Băi! Neymar Sito! Da! 4-0! 4-0! Mulțumim pentru prezență! Rafa Márquez, Lucio, Marvel! Bă, ce-s echipele astea? Bine, Lukaku acolo, da. Lucio, Govu! De unde... Neymar Sito, hai tati, mă! Oh, am mutat portarul degeaba. De unde a venit pasa asta? One back.
Haide, bine, încă una. E incredibil cât de ușor poate să joace adversarul meu. Haide, încă una. Să facem niște schimbări. Mbappé! 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 Mbappé cu poarta goală! Poarta goală! Mbappé! The comeback is real! Bă, deci n-a dat cu poarta goală din careu, dar dă din afara careului. Cum e jocul ăsta? Cum e jocul ăsta câteodată? Am revenit de la 3 la 0 și 4 la 2. Puțin noroc, dar press after position nostru s-a văzut aici. Marchisio? Mbappé? Alo Vairan? Am dat skip la echipă, dar văd că și asta e o echipă super bună. Nu. Nu cu triunghiuri. Smolarek! Ce șut rachetă! Mbappé! Smolarek! Press after position loss. Press after position. Da, fraților, avem de la 3 cu 2 7 cu 2. Nu pot să zic că au fost adversari slabi. În schimb, formația asta chiar mi-a plăcut. Nu mi se pare o formație de comeback, dar e o formație cu care îți domini oponenții și îi scoți din sărite. Asta e chestia. Îi scoți din sărite că presezi sus și recuperezi mingea mai mereu dacă știi să te aperi, după care poți să pasezi nestingherit, faci posesie și enervezi și obi să greșească. Asta e mișto. O să vă arăt imediat tacticile și instrucțiile pe care le folosesc. Sunt luate de la Inception, am înțeles că și el le-a văzut la cineva, a primit un tweet. Am zis să le testez și eu și chiar îmi plac. Deci e 4-3-3, a 5-a variantă. Press after position loss, 44 la Witch și 64 la Depth. Exact așa sunt numerele puse de el. Pe attack slow build up cu possession. Asta e chestia, asta e foarte interesant, mereu vin oameni la pasă și v-am zis, scoateți efectiv adversarul, îl obligați să greșească. 6 la players in box, foarte important aici. Aici la corner și free kicks nu contează, e de preferință, e cum vreți voi. Eu pun unul la free kicks ca să nu mă prindă pe contratac în caz că greșesc vreo pasă la lovituri libere sau ceva. Ca instrucțiuni, pe portar cam for crosses cu sweeper keeper, pe fundașii central nimic. Fundașii laterali, join the attack cu overlap. Aici e important dacă ați avea niște fundași laterali de rezervă pe care să-i introduceți după minutul 60, de exemplu, în locul ăsta, pentru că vor obosi. Eu am Davis și Cancelo în fond pe care îi bag ca rezerve și vă dați seama că își fac treaba foarte bine, sunt niște super saburi forță. Pe CDM, stay back cu cover center. Pe ăștia doi, get forward cu cover center. Atenție, get forward cu cover center. Pe striker nimic. Iar pe ambii laterali, pe winger, stay forward, cut inside, get in behind și get into the box for cross. Pe ambii la fel. Așa le folosesc. Mie, sincer, mi s-a părut foarte tare formația. Îmi place mult că poți deschide jocul pe benzi, poți să ieși din pressing, poți să păstrezi posesia foarte ușor și ai și foarte multe opțiuni acolo în fața careului. Poți să primi mingea rapid și să găsești un spațiu. Pe mine m-a dus de la 3 cu 2 la 7 cu 2. Folosiți-o și voi și spuneți-mi ce părere aveți. Nu uitați să apăsați butonașul de like și vă aștept la următorul videoclip.